Bună seara, România! Bună seara, Brăila! Gazda primei gale MMA anului 2015 și totodată a galei inaugurale a promoției Black Cage Tournament. Avem acum pregătit un meci în limitele... Bun găsit, prieteni, momentul mult așteptat de fanii artelor marțiale mixte astăzi. Black Cage Tournament în sala sporturilor din Brăila ne promite confruntări de maximă intensitate. Pe scurt, ne așteaptă numai puțin de 12 lupte în cușcă, în hexagon. Eu sunt Costin Cava și vă invit să urmăriți primul eveniment important de Mixed Martial Arts al anului. Alături de mine este George Trandafirescu, campion național de jiu-jitsu brazilian și antrenor la Calatis Fight Club din Mangalia. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. La ce să ne așteptăm, George? Care sunt, pe scurt, regulile acestei gale? Regulile acestei gale sunt simple. Meciurile vor avea 3 runde a câte 5 minute. Iar ca lovituri interzise, nu ai voie, nu sunt permise loviturile cu cotul și loviturile cu piciorul atunci când adversarul se află la sol. La sol este considerat atunci când are minim 2 puncte pe saltea. O primă luptă, cea dintre Ionuț Negoescu și Daniel Nedelcu, de la -61,2 kg. Primul intră în ring, Ionuț Negoescu, vine de la Pitești Fight Academy. Un luptător tânăr, 18 ani, primul meci la profesioniști pentru el. În decembrie, la o gală de amatori, cei doi s-au mai ciocnit odată. Atunci a câștigat Nedelcu. Să vedem dacă Negoescu și astăzi revanșa. Are la bază luptele greco-romane, foarte bun și pe striking. Informații pe care le-am primit de la antrenorul său. Dar rămâne de văzut cum va lupta Negoescu, având în vedere totuși că Nedelcu, spuneam, l-a învins într-o luptă anterioară. Nedelcu, care provine și el din lupte, vine de la clubul Absoluto, acolo unde antrenor este Tudor Mihăiță, fiul de acum cunoscutului George Mihăiță. Intrare în ring, în orice gală, de o asemenea importanță, arbitrul trebuie să se asigure că luptătorul are echipamentul în regulă. Intră Ionuț Negoescu. Pare foarte focusat și determinat să își ia revanșa. Evident, ne așteptam de la Nedelcu să aibă calități foarte bune la sol. Știm foarte bine, la clubul Absolut, acolo unde antrenor este Tudor Mihăiță, specialist în jiu-jitsu brazilian. Acesta este sportul, practic, de bază. Atmosferă frumoasă la Brăila, sala este umplută până la refuz. Nu sunt foarte multe locuri, adevărat, e o sală mai micuță, însă a venit aici foarte multă lume cunoscătoare, oameni care sunt aproape de fenomen. Să vedem dacă Negoescu va reuși să țină lupta la verticală, dacă va reuși să-și impună loviturile de forță sau dacă Nedelcu va reuși să ducă lupta la sol. Ce trebuie să facă până la urmă, George, un sportiv care se bazează pe lupta în picioare? Trebuie să știe să țină distanța, să prevină proiectările și să contracareze atunci când este cazul. Nu trebuie să stea cu o bază foarte ridicată, trebuie să aibă fundul cât mai aproape de saltea și să speculeze foarte bine momentele. Nedelcu are benzi roșii pe mănuși pentru a vă fi mai ușor să-i reperați, în timp ce Negoescu are benzi albastre. Prima rundă din cele 3 programate, fiecare a câte 5 minute. Un adevărat infern să reziști 5 minute fără oprire. În condițiile în care primești atât pumni, picioare, cât și proiectări. Suntem la o categorie totuși mai mică de greutate, -61,2 kg. Asta înseamnă că luptătorii sunt agili, sunt rapizi,
și cu o rezistență la efort sporită. Începe lupta. Prima confruntare a acestei gale. Începe bine acolo. Nedelcu încearcă să-și ducă adversarul la sol. Foarte bine, Negoescu își ridică adversarul în picioare. Oh, ce takedown! Negoescu rămâne în continuare pe spate acolo. Armbar în care a intrat și un procedeu care aduce victoria foarte rapid. Excepțional, Nedelcu izbutește acolo un armbar. Procedeu tipic de jiu-jitsu brazilian. Da. Ce se întâmplă? Mai explică-ne ce înseamnă până la urmă, ce se întâmplă cu tine în momentul în care ai parte de un armbar. În momentul în care ai parte de un armbar, articulația cotului este foarte solicitată, având în vedere că adversarul spune presiune cu tot corpul asupra lui și nu ai cum să o contracarezi dacă ai fost deja fixat. Nedelcu a reușit să câștige această primă luptă a galei foarte, foarte rapid. Nu cred că au trecut două minute și jumătate. Iată momentul în care apare acest procedeu. Brațul întins la maximum, încheietura cotului. Da, brațul întins la maxim și o ieșire frumos în laterală. O schimbare de direcție, de aplicare a tensiunii. L-a întins pe burtă, ne mai dându-i posibilitatea de a reveni.